Bun găsit la o nouă întâlnire în punctul zero. Eu sunt Magda Axinte și mă bucur să fim din nou împreună. Din momentul în care începe procesul de învățare, începem să învățăm tipare. Multe tipare de comportament, tipare emoționale. Învățăm cum să reacționăm în situații în care suntem puși și de multe ori învățăm toate acestea de la părinți, învățăm din mediul înconjurător, din școală și așa mai departe. Ele ne sunt de folos. Ele ne sunt de folos pe proces, în procesul de învățare, dar și pe parcursul vieții. Unele dintre ele însă ne pot încurca, ne sunt de folos atunci, dar pe termen lung ne sunt mai mult ne încurcă și ne scot din acele situații în care se poate manifesta creativitate, se poate manifesta omul spontan și beneficiile pe care le are această stare. Vorbim despre eliberarea de tipare, despre regăsirea bucuriei cu psihologul clinician Carmen Traian. Bine ai venit, Carmen! Bine te-am găsit, Magda! Mulțumesc mult că ai acceptat invitația mea. Este un subiect care cred că e foarte util și necesar al înțelege și apoi al aplica în viața noastră și al observa în viața noastră. Absolut, așa este. Cum am putea defini, dar nu în termenii aceia de definiție, tiparul? Ce este un tipar? E o anumită schemă, să o numim așa, cu care ce ne este dată de către părinți de obicei, de la ei o primim în prima oară, și apoi ne formăm noi propriile noastre tipare cu cât înaintăm în vârstă. Unele, după cum bine spuneai, ne folosesc, altele nu, sau altele folosesc o perioadă, altele nu mai folosesc și apoi trebuie schimbate cu ceva folositor, util. Putem să ne gândim la tipar ca la un comportament nu învățat. Absolut, și repetat. Da, exact. Pentru că dacă nu e repetat, nu devine tipar. Da. Bun, păi să vedem cam care ar fi tiparele pe care copilul le învață în primii ani, să spunem. Primul tipar ar fi ascultă, cel puțin noi, pe vremea noastră, știi? Am ajuns să spun și asta, știi? Nu răspunde străinilor pe stradă, nu... Cel mai bine ar fi să asculți de mine, las că știu eu mai bine și tu nu știi, las că fă tu cum vreau eu, că tu încă nu știi, și apoi când și la școală apoi eu îți spun cum să faci, tu nu știi, fă așa. Și apoi mulți dintre noi ajung să creadă că noi de fapt nu știm și alții vor ști mereu mai bine. Și e important asta ca să ne dăm seama că, da, este bine să înveți, bineînțeles, este toată viața înveți, dar este un moment în care e bine să știi că să mai ai încredere și în tine și în experiența ta și, în fond, dacă nu greșești, nu înveți, e ok să mai și greșești. Important e să fii deschis, să îți dai seama ce am învățat eu din toate astea. În primii ani de viață e firesc că copilul să absoarbă toate informațiile din mediu. Uh-huh. Nu are un filtru critic personal dezvoltat la acea uh-huh. vârstă ca să poată face diferența între ce este lui folositor și ce nu este folositor. Și până la o anumită vârstă e firesc să preia toate acele informații. În momentul în care se dezvoltă și aparatul critic și personalitatea proprie, uh-huh. încep să fie puse sub semnul întrebării informațiile primite și atunci e un moment important, dacă m-aș gândi, să spunem, un prim moment este adolescența, când toate aceste tipare un pic sunt zdruncinate. Da, și puse sub semnul întrebării. Atunci este mai mult identitatea, cine sunt eu, apar întrebările, cine sunt eu, ce-mi doresc. Da, știu ce vrea mama, știu ce vrea tata, dar eu ce vreau. Și e foarte importantă această perioadă, definitorie chiar. Cum ar trebui să reacționeze părinții în special? Să fie curioși, să își descopere propriul copil. Poate înainte și-au pus propriile lor scheme, tipare,
aspirații, tot ce nu au împlinit ei, doresc să împlinească prin copil. Și atunci, da, înțeleg, bineînțeles, fiecare părinte își dorește tot ce e mai bun pentru copil, dar câteodată ceea ce ne dorim noi ca părinți poate nu e neapărat cel mai bun pentru copil, poate acel copil își dorește altceva decât ne-am fi dorit noi. Și atunci, pentru a nu se crea acea barieră în care copilul se închide cu totul pentru că vede că nu are cu cine discuta și doar impune, cel mai bine ar fi, da, chiar aș vrea să știu ceea ce îți dorești tu, cam ce ți-ar place ție. Și să nu devină agitați, violenți, poate unii când își dau seama că, de fapt, copilul poate își dorește ceva total diferit. Pentru că astfel doar îl îndepărtăm de noi și nu vrem asta. Da, și se întâmplă deseori să existe acest conflict între generații, el este din totdeauna și va exista probabil atâta timp cât părinții nu reușesc să lase acea cale de comunicare deschisă cu copiii, să reușească să accepte ceea ce este de acceptat, da, dar în același timp să traseze niște linii ferme atunci când este necesar. Pentru că sunt și multe riscuri în acea perioadă. Da. Din păcate, anturajul în care intră copiii determină anumite posibile riscuri. Și atunci rolul părintelui să-l ghideze în toată etapa lui. Da, cu dragoste și cu foarte multă răbdare. Da, mai ales foarte multă răbdare. Da. Și înțelegere, că în fond și noi am fost adolescenți. Și noi am avut acea perioadă de rebeliune și atunci să o înțelegem, pentru că ei n-au fost ca noi, dar noi am fost ca ei. Și asta putem să o folosim ca un avantaj. Da, mai ales că ei în momentul acela de multe ori provoacă părinții, tocmai pentru a-i face să iasă și ei din propriile tipare, să-și aducă aminte de propria lor adolescență și să reușească în felul acesta să ofere afecțiunea, iubirea către copil, indiferent ce. Da. Și aici e o lecție grea și pentru părinți, care, într-adevăr, cum spuneam, de unde am pornit ideea, au anumite tipare și anumite așteptări. Da, e foarte important atunci să-i spui, chiar dacă nu sunt de acord cu tine, să știi că eu vreau în continuare să știi că eu te ascult și chiar vreau să te înțeleg. Și chiar dacă tu nu ești de acord cu mine și poate mă urăști în clipa asta pentru că mă consider așa, din altă generație, aș vrea să știu că vreau să te înțeleg, ajută-mă să te înțeleg. Și asta este foarte important, fără a ne impune, pentru că atunci dăm de reactivitatea adolescentului și nu vrem asta. Care e puternică. Care e puternică, și da. Și opoziția. Cum putem valorifica perioada aceasta? În calitate de părinți. Da, în calitate de părinți, știu părinți care merg împreună cu fiul sau fiica la cursuri de dezvoltare personală și au loc asemenea transformări încât este uluitor să vezi, să vadă copilul, părintele, ca om, nu neapărat doar ca părinte. Și părintele să descopere lucruri despre copil care sunt absolut surprinzătoare și nu le cunoștea, dar faptul că își dorește să afle mai multe lucruri și se pune în ipostaza să fie văzut ca om. Și copilul vede prin alți ochi, deseori mult mai înțelegător. Sau ieșiri din când în când în alte țări, în alte orașe. Timp petrecut împreună. Timp petrecut împreună, da. Și curiozitatea de a afla ce îi place copilului și cu cât posibil să participe cumva părintele sau să aibă disponibilitatea de a-l înțelege. Fă-mă să înțeleg ceea ce îți place ție, să văd și eu prin ochii tăi. Și atunci copilul vede că nu-i împui și chiar vreau să te cunosc, chiar vreau să știu. Sunt sigură că dacă ție îți place ceva, felul în care povestești, mă lipsești și pe mine și încep să-mi placă și mie. Cred că este ocazie și pentru părinți să se elibereze ei înșiși de anumite tipare cu ajutorul copiilor lor. Da. Pentru că ei sunt foarte abili în a scoate tocmai aceste tipare și scheme
fixe pe care le avem cu toții, le scot în evidență. Da. Și e ocazie, nu? Putem folosi aceste situații de familie, exact, tocmai în a înțelege despre noi înșine. Da, și să ne punem noi întrebare. Oare nu sunt eu prea rigid? Oare nu sunt eu chiar? N-aș putea face, da, cer lui, fă asta, fă asta, fă asta. Dar oare aș putea să fac și eu ceva și să nu cer totul de la celălalt? Întotdeauna faci tu un pas, fac și eu un pas. Știi, să ne întâlnim cumva la mijloc. Nu s-a impresia doar tu. Eu sunt perfect. Nu. Toți mai avem de învățat și eu ca om, ca psiholog, Doamne, mereu mai am de învățat. Și nu știu totul, bineînțeles, dar măcar am disponibilitatea de a învăța. Chiar vreau să aflu, chiar vreau să știu, chiar vreau să descoper copilul, omul de lângă mine. Da, mai ales că pentru copil este foarte important să vadă, într-adevăr, cum spuneai, părintele, ca om care a făcut exact, și greșeli și exact, care poate să spună, uite, eu în situația asta am greșit. Uh-huh. Îmi cer iertare și hai să facem împreună în așa fel încât să fie bine. Da. Pentru că modelul acesta de perfecțiune pe care îl impune părintele de multe ori este foarte dăunător pentru copil. Așa este. Este absolut normal că orice om greșește și un părinte greșește. Uite, eu nu le știu pe toate, recunosc. Nu le știu. Dar ajută-mă să înțeleg acolo unde vezi că eu nu înțeleg și poate nu te înțeleg. Transmite altfel. Hai, eu vreau să te înțeleg. Haide să lucrăm împreună, să colaborăm. Recunosc că nu le știu pe toate. Și aici când cobor așa și nu sunt acolo sus prin pedestal, deja se creează o legătură. Pentru că nu-i mai impun nimic. Ok, hai. De la egal la egal sau... Pur și simplu îmi recunosc faptul că eu nu le știu pe toate. Și atunci, cel puțin cu copilul meu, care acum e adolescent, așa, îl las pe el să vină la mine. Și am văzut că din când în când vine și mă bucură enorm. Și vorbim și căutăm împreună fel de fel de soluții. Împreună. Și uite, mai ales de punctat la ei, ceva bun. Găsiți ceva bun din ceea ce fac ei. Uite, îmi place de asta. Foarte bine aici, foarte bine. Nu tot. Nu există. Nu există copilul să nu facă ceva bun din care să te legi și apoi pornim la altceva. Da, copilul are nevoie de apreciere. Uh-huh. Și dacă îi scoatem în evidență doar ceea ce face mai puțin bun, eventual rezultatele școlare, este o practică curentă. Da. Indiferent ce altceva ar face bun și frumos și care nu are legătură cu școala, atunci nu are valoare de multe ori. Și... Da, rupem și legătura, orice legătură care putem să avem cu el, în loc să punem acolo un poduleț, o punte, și îi distrugem încrederea în el. Iar când sunt adolescenți, oricum sunt plini de întrebări și nesiguranță, nu mai trebuie să venim și noi. Rolul nostru este să ajutăm, nu cât de cât, să-i susținem în a se descoperi. Eu mă bucur că adolescenții din acești ani pe care îi descoper și am descoperit și cu ajutorul emisiunii, sunt foarte interesați de tot ceea ce înseamnă dezvoltare personală, interioară. Uh-huh. Sunt foarte curioși, urmăresc emisiuni, citesc și vor să afle mai multe despre ei și despre cum pot să-și îmbunătățească starea lor de bine de la o vârstă foarte fragedă. Și asta mi se pare extraordinar, pentru că generația noastră nu a avut acces la astfel de informații, așa cum e acum. Da. Un acces liber și este o abundență de informații. Uh-huh. Și mă bucură, pentru că în felul acesta și ei pot să înțeleagă mai bine procesul prin care trec. Uh-huh. Și să se așeze mai bine în ei înșiși. Exact. Mă bucură și pe mine foarte mult deschiderea lor și bine că sunt atâtea opțiuni pentru ei din care ei pot alege. Acum e important și profesioniștii să facă treaba apară cât mai mulți da, și să îi ghideze cât mai frumos
pentru că chiar se pot face lucruri extraordinare. Sunt tabere de dezvoltare personală pentru adolescenți. Cunosc, am colegi care fac și care au, este o cerere foarte mare pentru astfel de tabere, de exemplu, și cred că este o ocazie foarte bună pentru ei să se cunoască, să interacționeze și să învețe rezolvarea conflictelor. Absolut. Am ales să vorbim un pic despre copii inițial, tocmai pentru că ei sunt o provocare și o oportunitate în același fel de a ne descoperi propriile tipare, dar este doar o cale. Da. Există și alte căi prin care putem să ne descoperim pe noi înșine și ceea ce ne ține poate pe loc în ceea ce avem noi mai bun în noi și de arătat celorlalți. Ar mai fi introspecția o nouă cale în care stai tu cu tine și îți dai seama ce îmi folosește mie dacă am ajuns la un blocaj de vreun fel. Clar am ajuns acolo gândind într-un anumit fel și dacă am ajuns la blocaj, că acea gândire nu mi este de folos. Și atunci o pot schimba, bineînțeles, numai să perseverezi. Și bineînțeles, întâi realizează că cea felul în care gândești acum nu-ți folosește, nu-ți este bun. Dialogul interior, cum vorbești tu cu tine? Ai încredere în tine sau îți spui cele mai dure cuvinte? Și totul se învață, chiar dacă am avut o copilărie în care mi s-a vorbit doar urât și am fost călcați în picioare. Asta nu înseamnă că putem folosi ca și scuză pentru ca noi toată viața să ne călcăm singuri în picioare. Putem la un moment dat să spunem stop și am suferit suficient. Aceasta este o cale, nu e singura. Hai să aleg și alta, una care simt eu că îmi face bine. Am întâlnit în practică la spital, de când practic, exact asta. Oamenii au ajuns să fie înstrăinați de ei înșiși, să nu se mai recunoască, să nu mai aibă drag de ei înșiși, să nu-și fie dragi. Și, Doamne, de aici pornește totul. Dacă ție nu-ți pasă de tine, de unde calitatea vieții, de unde relații bune, de unde orice. Și cum s-a întâmplat? E un proces care pleacă probabil din copilărie? Da, la unii pleacă din, cea mai mare parte pleacă din copilărie. Unii se pierd pe ei în anumite relații, se pierd la serviciu, pun pe primul loc orice altceva. Și bucuria e pe ultimul loc. Sau ei și bucuria. Viața personală. Nu. Da, viața personală. Nu. Trebuie să fac asta, trebuie să fac asta, altul trebuie să fie, șeful trebuie să fie. Bine, normal. Dă tot ce ai mai bun la locul de muncă, cât ești la locul de muncă, dar nu trăiești doar acolo. Când ești de acolo, detașează-te. Ești și tu omul, femeia, bărbatul. Pe mai multe roluri pe care le jucăm exact, zilnic. Exact, exact. Unii rămân încorsetați într-un anumit rol și uite să mai fie și altceva. Da, și este o cauză foarte frecventă de suferință această identificare cu rolul și mai ales în momentul în care un rol se prelungește foarte mult. Ar trebui să existe un echilibru între viața profesională, viața familială și viața personală. Absolut. Un timp oarecum egal pe care să-l alocăm în fiecare zi acestor trei vieți. Dar, din păcate, nu se întâmplă chiar așa și orice dezechilibru în timp duce la un dezechilibru și pe alte paliere ale ființei. Da, emoțional, psihic, fizic. Da. Toate sunt în legătură oricum. Absolut. Și se determină. Și atunci firește că apare o suferință. Și atunci soluția este să acorzi prioritate bucuriei. Ce îmi face mie bucurie? Ce mi-aduce bucurie? Ce îmi bucură sufletul? Ce mi-aduce zâmbetul pe buze? Ce mă face să mă simt viu, cu adevărat? Și eu să fiu o prioritate. Dacă mamele se pun pe ultimul loc și alți oameni, neapărat mamele și femeile și bărbații uită de ei pentru că au alte priorități, și atunci ajung în cabinet și sunt total în afara corpului, sunt înstrăinați, nici nu mai știu ce le place, nici nu mai știu cine sunt și atunci pornim procesul de revenire acasă, în noi, în sine și atunci
Îi văd cum le revine viața și sclipirea în ochi, cum lucrăm zi de zi și au și ei temele lor de făcut în care să-și aducă aminte cine sunt ei. Și măcar 5 minute, așa, pornind câte un pic, câte un pic, fă ceva pentru sufletul tău, pentru tine, redescoperă-te. Nu e nimic rău, în fond toată lumea beneficiază când te vede că tu ai mai multă energie. Când ai mai multă energie? Când faci ceea ce îți place cu adevărat, se cunoaște imediat. Sunt multe mecanisme care intervin, mecanismele vinovăției, care sunt și ele niște tipare foarte puternic implantate în psihic și ele, în momentul în care vrei să faci ceva pentru tine, apar. Da, și apar. Îți spune acea voce interioară, acel judecător interior. Da, îți spune. Nu? Și nu te lasă. Simți, exact, și te simți vinovat. Și da, îl asculți, ești conștient de acel program, da, ok, iar intru în vinovăție în programul ăsta, ok. Păi, am fost în rolul ăsta, cât mi-a folosit, unde am ajuns cu programul ăsta, ok, îl simt, nu-l negi, că n-are rost, să te păcălești, nu, e o soluție, dar nu viabilă. Poți folosi soluția care ți este de folos. Da, te simți vinovat pentru că dacă ai mers pe un drum, ai bătătorit pe cărarea aia, ți este foarte familiară și atunci ești predispus să mergi pe cărarea aia. Dar poți să alegi alta. Ca un pantof care la început te strâmb și după aia te obișnuiești cu el. Orice la început e nou, poate nu e prea comod. Dar merită sau nu merită? De multe ori merită. De ce fac asta? De ce vreau să merg pe drumul ăsta? Am văzut că am încercat așa câte un pic, câte un pic să fac ce-mi place și chiar îmi place, chiar simt că am prins ceva putere și viață și vitalitate. Chiar îmi place așa, am prins așa mai mult curaj. Și bineînțeles, vine programul. Lasă prostiile, trebuie să faci aia și aia și aia, treci acolo, lasă. Și da, pur și simplu, ești conștient, te asculți și te alegi din nou pe tine. Și te alegi din nou pe tine ori de câte ori este nevoie. Până când se formează noi căi neuronale în care tu devii o prioritate, chiar dacă nu ai fost. Dar zilnic și de câte ori este nevoie. Alege-te din nou pe tine. E până când devine natural. Care se dorulează în timp. Da. Trebuie dar să merită. Avem răbdare cu noi înșine. Rezultatele nu sunt imediate. Nu. Și atunci să nu apară această stare de descurajare. Da. Păi atunci când apare stare de descurajare, amintește-ți de ce o faci. Am încercat așa și am simțit că mi este viața din mine și simt că sunt obosit, că nu am energie, mă simt devitalizat, epuizat. De ce oare? Pentru că am uitat de mine. Da. Am tendința să mă duc înapoi pe calea cealaltă, dar mi-aduc aminte ce m-a adus, unde m-a adus. Și nu m-a adus tocmai pe o cale prea bună, pentru că omul când începe pe cale nouă, pentru că s-a săturat maxim de cealaltă cale, încât, gata, mai pot. Și atunci aleg altceva, nimeni nu are. Dacă ți este bine undeva, nu prea îți vine să alegi altceva. Dacă îmi devine insuportabil, parcă da. Câteodată e o boală, câteodată este pur și simplu, m-am săturat, ceva așa îți vine până în gât și gata, nu mai pot. Și atunci adu-ți aminte ce te-a dus până acolo. De asta fac asta, pentru că vreau să fiu din nou vie, pentru că vreau să fiu din nou plină de energie, pentru că vreau să mă simt împlinită sau împlinit. Pentru asta o fac. Nu văd încă rezultatele, dar mi-aduc aminte de ce vreau să fac asta. Și te bucuri de starea pe care o ai în momentul în care faci acele acțiuni pentru tine, exact. Și care ți-aduc bucurie, da. Pentru că asta e important să învățăm. Bucuria ne aduce într-o stare de energie, de plin interior. Chiar dacă petreci multe ore făcând o activitate sau în momentul în care o faci cu bucurie, nici nu simți oboseala. Exact, nici nu simți, pentru că asta este când îți faci, îți îndeplinești menirea, când faci ceea ce îți place. Simți că ca și cum prinzi viață, în niciun caz nu obosești. Și atunci, da, se merită, cum să nu se merite? Te simți viu și împlinit. Nu putem cu face sens. Tot timpul ceea ce măcar dorim. Un pic. Dar măcar să echilibrăm, nu? Da, da, măcar un pic. Aceea mică bucățică care face pentru noi ne umple cu atâta energie încât ne dă putere să facem toate celelalte lucruri care poate nu-s plăcute, dar hei, am făcut ceva pentru mine și m-am simțit bine.
Da, sunt foarte importante, tocmai pentru că vitalizează corpul. Corpul beneficiază de acea energie în toate celulele sale și starea aceasta de bine, care inundă organismul, ajută starea de sănătate. Absolut. Degeaba se spune că bolile, precum depresia, care știm foarte bine că a luat un avânt foarte mare, duc în timp și la somatizări și la boli foarte grave, chiar foarte grave, multe din ele letale, în timp și soluția o reprezintă tocmai întoarcerea la tine însuți. Este însă un proces, când vorbim deja de o depresie, este un proces un pic mai complicat, nu Da. imposibil, dar Absolut, nu necesită imposibil, dar o da. atenție sporită. Exact. Și zilnic făcut câte ceva pentru sufletelul tău. Da. E aici rolul psihoterapeutului în Da. situația în care se ajunge acolo sau, de ce nu, Și a și o familiei informație pe și... care o afle din, nu știu, emisiune, cum Da, vorbim noi acum, exact. poate să ajute tocmai în a înțelege că a face ceva pentru tine nu este un act de egoism. Nu. Este ceva firesc și normal și de dorit să facem cu toții. Absolut firesc. În fond, nu e egoism. O faci pentru propria ta sănătate. Pentru că când tu ești bine, poți fi de folos și celorlalți. Când tu ești la pământ, nu ai energie pentru nimic, nu îi poți ajuta nici pe ceilalți, în fond. Deci, dacă ești bine tu cu tine și ai grijă de tine, poți avea grijă și de ceilalți. Ca în avion, îți pui tu masca întâi ca să poți să ai grijă și de ceilalți. Dacă tu te sfoci, nu poți ajuta pe nimeni. Și atunci, da, atât de frumos ilustrat exemplul acesta, mi-a plăcut foarte mult. Și chiar așa este, eu știu. Ai grijă întâi de tine, îți umpli bateriile pentru a avea energie și putere să-i ajuți pe ceilalți. Da, și mai ales în relațiile de familie se poate observa asta. Pentru că și un copil, dacă ne gândim, nu își dorește un părinte care se tot sacrifică Exact. pentru el. Din Da. contră, își dorește să aibă un părinte plin de energie, vesel, Da. care să îi aducă un model de comportament pentru Exact. viitorul lui, Exact. cu care să poată trăi o viață mai fericită, mai îndestulată sufletește. Exact. Asta e tot ce își dorește un copil. Degeaba încerci să păcălești copilul. Da, mama, îți bine, da, fii tu fericit când tu ești îngândurat și cu toate grijile luând pe tine. Nu. Copilul învață din propriul exemplu al părintelui. Dacă vede părintele împlinit și în pace și făcând ceea ce îi place, este mult mai motivat să facă, pentru că și în faptă, și în gând, și emoțional, este o aliniere perfectă și chiar asta este. Dar când există așa o disensiune, eu zic ceva, dar mă simt altfel, dar fac altceva, copilul nu simte asta, nu simte autenticitatea, nu simte puterea din cuvântul spus. Pentru că nu e trăit, e doar spus, dar nu se pupă cu realitatea, cum se spune. Și atunci nu este un exemplu puternic. Și nu prea nu are tendința să lumezi. Mi spune, da, atunci spui, eu nu te voi prinde fericită. Mai ales când crești, să adolescenți, spun așa, pe față. Și atunci, de ce să ne supărăm pe ei? Că, în fond, spun adevărul. Nu ne place? Adevărul doare, nu? Da, uneori, da. Da, de multe ori fericirea și starea de bucurie o punem pe seama celuilalt. Ca și cum ar fi responsabilitatea altcuiva dacă prin acțiunile persoanei sau persoanelor, indiferent că e o relație de cuplu sau la serviciu, Da. dacă ceilalți ar fi altfel și s-ar comporta altfel, atunci Aș fi și ar, eu fericit, aș fi da. și eu bine, dar nu e deloc așa. Fă tu întâi ceva pentru tine. Dacă ai pe cineva care se agață tot timpul de tine, te simți consumat și nu mai ai putere. Lasă răgazul omului, fiecăruia, să-și împlinească dorințele, să aibă propriile pasiuni, dar tu oferă și ție răgaz să fii tu cu tine, să te descoperi și să știi că tu îți poți crea propria stare de bine. Și așa îi faci cumva și atragi pe ceilalți să fie cu tine. Când vezi un om autonom care își creează propria bucurie, este o
sursă de inspirație și atrage ca un magnet pe ceilalți oameni când văd că el e bine așa cu el sau ea e bine așa cu el. Atrage cumva. Dar când vezi un om disperat care se agață așa de oricine, îți vine, stai la distanță. Și atunci ai toate motivele să fii tu bine cu tine, să-ți umpli tu propriul rezervor de iubire și împlinire, făcând ceea ce îți place. Și atunci, după ce îți umpli tu propriul rezervor, dai tu din prea plinul tău, din starea ta de bine. Te întâlnești cu o altă persoană care este și el bine cu el și atunci cu totul altceva este decât umblând cu sacul gol, știi, dă mie, îți iau eu de la tine, dar de fapt noi suntem, ne simțim victime și total dependenți de ceilalți și este foarte destructiv așa ceva. Să vorbim și despre teama de singurătate și despre cum putem să aducem bucurie în viață, care într-o situație în care o persoană este singură. Da, se întâmplă uneori să fii și singur și nu este o nenorocire. Consideră că o călătorie spre interiorul tău, în loc să îți plânge de milă că ești singur sau să te simți incomplet. Mai bine căuta să te completezi, să vezi care este acea parte care îți lipsește. Nu, nu e altă persoană. Caută să te umpli tu acolo golul acela care îți lipsește. Și când te umpli tu pe tine, cumva, automat, cumva oamenii vin, dar nu o fă pentru asta, fă pentru tine. Da, sunt singur și dacă sunt singur, să fiu eu împlinit și întreg. Știi cum e, spune că aud jumătate, nu există așa ceva, este trist de-a dreptul când aud asta. Tu ești un întreg, caută un alt întreg, nu caută o jumătate. Eu, orice ar fi, sunt întreagă, am tot ce-mi trebuie, caut să fii autonom și bine cu mine. Când un om e bine cu el, nu caută în disperare. El este bine cu el și atrage automat persoane care sunt bine cu el și este o plăcere acea întâlnire și acea conviețuire. Într-adevăr, așa este de dorit, dar da, multe relații se mențin tocmai din această teamă de singurătate. Și chiar dacă nu este o relație împlinitoare, stau de frică de a nu fi singur, da. Am întâlnit asta, dar nu poți convinge pe nimeni până nu se lămurește singura acea persoană că nu ai nevoie de cineva și nu ai nevoie de ce să stai cu cineva care te simți absolut mizerabil și îngrozitor, e singurătatea în doi, încât să stai tu bine cu tine, să-ți fie bine cu tine. Dar fiecare persoană, ține de fiecare persoană să ajungă la această conștientizare, că nu e nevoie să stau cu cineva care mă simt nefericit. Dar cumva toată lumea face pasul acesta când devine insuportabil trăi cu acea persoană și atunci știi ceva mai bine singur decât. Dar nu te poate ajuta nimeni dinainte sau cu forța. Ceri tu ajutorul, conștientizezi tu întâi, și apoi, da, poți fi ajutat când ceri ajutorul și ești conștient de asta. Și când te-ai convins în interior că acea decizie trebuie luată și acționat. Da, da, și nu ne mai păcălim. Bine, dar sunt atât de multe strategii pe care le are mintea noastră în a ne păcăli și în a ne găsi scuze. Da, are. Și atunci trebuie să ne luptăm puțin cu ele, nu? Da, luptăm dacă considerăm că merită și felul în care am trăit până acum nu mai merge, nu mai funcționează, doar atunci. Când încă mai simți că mai merge, mai merge. Dar există un moment la fiecare când simt gata, până aici. Da, și până la urmă viața continuă și orice decizie de acest gen, chiar dacă poate fi dureroasă la acel moment. Exact. Trebuie găsită partea plină și timpul pe care îl câștigăm să-l folosim tocmai în a lucra cu noi înșine, în a ne oferi acele bucurii de care poate ne-am privat. Da, în care am uitat de noi. Oameni, femeile care vin la terapie și sunt în pragul divorțului sau după divorț și sunt singure, și-au dat seama exact asta, au uitat de ele. Au uitat să mai aibă grijă de ele, au uitat ce îmi place, ce nu-mi place, soț, copii, atât am știut. Da, uite, un exercițiu foarte bun pe care îl putem face cu toții, oricând,
este să punem pe hârtie, să facem o listă, pentru că în momentul în care iei și o foaie de hârtie și un pix și notezi, au loc niște conștientizări, nu? Altfel. Se clarifică mintea, da. Da. Și să facem o listă, ce nevoi avem, ce dorințe avem, ce ne-am fi dorit să facem și nu am făcut. Anumite femei plâng când le pun să facă exercițiul ăsta, pentru că nu își aduc aminte. Și partea emoțională răbufnește. Wow, în sfârșit mă ascultă și pe mine cineva. Există ceva interior care... Și atunci nu-i nimic. Nu poți acum, plângi, eliberează-te, dar păstrează prezent această intenție de a te descoperi. Ce îmi place totuși? Ok, am plâns, am avut așa o răbufnire, dar totuși, ce îmi place? Revină până când îți găsești răspunsurile. Și apoi fă, exact cum am vorbit la început, fă câte un pic, câte un pic, câte un pic. Câte ceva din ce îți place. Cred că ele știu foarte bine dacă le dai acel exercițiu, ce nevoi are o altă persoană din familie, copilul, soțul. Da, cred imediat, că fac o listă imediat. Foarte nu? Repede, foarte repede. Dacă e vorba de ele, Doamne, uită. Dar nu e nimic, ne putem aduce aminte. Numai să vrem. Să ne pese de noi. Da, cu adevărat. Da. Da, și acest moment vine de obicei într-o situație de criză, din păcate, pentru că altfel se merge într-o rutină zilnică, rutina care erodează în timp și sentimentele și relații uneori. Da. Și tocmai uitarea aceasta de sine, de fapt este responsabilitatea noastră, nici măcar absolut. Nu putem da vina pe partener, nu? Păi nu. Nu cred că ne împiedică nimeni să ne gândim la noi înșine sau însene să facem ceva pentru noi. Noi cădem așa într-o delăsare, pentru că e mai comod. Dar neapărat comoditatea nu înseamnă și evoluție și progres. E bine mai fi comod așa din când în când, dar nu tot timp. Mai te mai relaxezi, mai stai, dar dacă chiar vrei progres, lucrează cu tine activ. Pentru că omul este un univers fascinant. Fii curios sau curioasă în a te descoperi. Eu sunt foarte curioasă, mă descoper în fiecare zi. Și sunt foarte curioasă cu fiecare om care întâlnesc. Este absolut fascinant. Și am zis, Doamne, nu ai cum să te plictisești de tine. Mereu descoperi ceva, dar cauți ca să descoperi. Fii conștient de gândurile tale. Fii conștient cum reacționezi la un om, la altul. E bine ce am făcut, e ok, bine, nu-i bine, chiar dacă am greșit, cum pot să fac data viitoare? Care a fost trigger-ul? Ce m-a declanșat reacția? Wow! Sunt un material de studiu care nu... Deci orice om poate lucra cu el, să fie curios de el și să se descopere. Și ce aș putea? Uite, sunt curioasă sau curios ce talente îmi pot descoperi? Puneți această întrebare. Eu am descoperit... După ce mi-am pus întrebarea, când îmi place la nebunie, scriu poezii, nu știam. După aia am fost curioasă. Ce talente am eu? Sunt curioasă. Și am descoperit. Alții au descoperit pictura, orice altceva, mai știu ce talente. Dar fii curios în a te descoperi. Da, există concepția aceasta pe care nu o îmbrățișez deloc, că pentru toate aceste talente există o vârstă și după acea vârstă ce rost mai are? Doamne, sunt atâtea exemple în care oamenii și la 80 de ani își descoperă și fac propria afacere și în sfârșit au curajul de a face ceea ce și-au dorit și nu au făcut toată viața. Și o bunicuță care a devenit dansatoare celebră după ce a murit soțul pe la 70 de ani și a fost la televizor și mare senzație. Mulți care și-au făcut, eu știu, propria pasiune și în sfârșit, hai! Doamne ferește, niciodată nu e prea târziu. Sunt ați oameni care ne-au demonstrat chiar contrariu și le mulțumesc tuturor care arată nu există prea târziu. Dar dacă tu consideri că e prea târziu, dar nu înceta niciodată ne-ați da o nouă șansă, niciodată. Dă-ți mereu încă o șansă și fii mereu curios. Ce aș putea să mai fac? Și ce n-am îndrăznit să fac odată, oferă-ți răgazul și curajul de a face acum. De multe ori, acele talente, ele ies puțin la suprafață în perioada copilăriei și în perioada adolescenței și
chiar dacă nu sunt exploatate atunci, uh-huh. nu sunt duse la un anumit nivel. Dar dacă observi, parcursul vieții își mai ridică. Da, așa, ele mai ridică, mai cer un pic da, atenție. Poate mergi. Hai, ai curaj la vârsta asta? Poate acum. Da. Trebuie doar să fim atenți da. Și să avem curajul să le începem. Uh-huh. Să le dăm atenție. Da, dar pentru asta e necesar să fii prezent sau prezentă și conștientă și rolul de observator. Și sunt foarte curioasă curioasă la mine, ce anume, care sunt tendințele mele, care sunt afinitățile mele și dacă rămâi curios sau curioasă, descoperi. Chiar dacă e acel talent care la un moment dat iar scoate capul și aha, vreau să încerc asta. Să ai disponibilitatea să o faci, deschiderea. Că vin, apar. Vorbește despre starea de observator, pentru că cred că necesită un pic mai multă atenție. Da. Starea de observator este o mare binecuvântare care o putem avea și este un instrument extraordinar de evoluție și de a crește foarte frumos pe orice plan. Când spui ceva, există cel care vorbește, acea voce, îți poți asculta propria voce și te ascult și îți simți în același timp senzațiile, auzi tonalitatea vocii tale și îți dai, rămâi acolo și vezi ce anume te face să fii mai crispat, ce anume te relaxează. În discuțiile cu cineva, care sunt punctele care dacă le atinge cineva, butoanele, oi, razna sau când, asta sunt șef, n-am nicio treabă, sunt maestru aici, mai am de învățat aici. Deci e atât de important exact acest, cum aș putea, postură de observator, în care odată ce să rămână activă, tot mai mult. Bineînțeles că ai tendința să mergi pe pilot automat, dar e ok. La un moment dat îți aduce aminte. Hai să mai fii și observator. Totul ține de practică. Să spunem, un prim pas ar fi să conștientizăm că noi nu suntem gândurile noastre. Exact. Noi nu suntem emoțiile noastre. Exact. Odată ce tu poți să observi ceea ce gândești, când deja poți să observi ceea ce simți, înseamnă că tu ești dincolo de toate astea. Exact, tu ești cel sau cea care observă gândurile. Și atunci mai spun, sunt fel de fel de gânduri care ne trec și de obicei nu sunt foarte măgulitoare deloc și nu mă ajută. Dar e ok, este așa o ușurare când vezi, este doar un gând. Vine și pleacă. Și exact, asta nu înseamnă că trebuie să fiu tristă toată viața mea, dar pentru că acum sunt tristeți. E emoție, exact. Vine și pleacă, observi. Când un om îți spune vorbe foarte grele, care știi că nu sunt adevărate, nu înseamnă că trebuie să te tai și să rămâi în interior tău. Imaginează-ți că ești ca o briză, ca un aer. Și orice ți-ar spune trece prin tine. Că în fond, cuvintele sunt tot gândurile cuiva care vin și pleacă, vin și pleacă, însoțite de emoții care vin și pleacă, dar nu te poate nimeni răni în esență, pentru că în esență e ceva ce nu o poți atinge prin decaptura. Din fericire, da. În schimb, vorbele și emoțiile unei persoane pe care le proiectează asupra pot să atingă anumite puncte vulnerabile. Și atunci se determină acea reacție, nu? Ca un trigger, cum spuneai mai devreme. Da. Și ăla e un moment foarte important, pentru că ne ajută să descoperim în noi înșine ceea ce este o suferință, o situație care a determinat o emoție pe care putem să o identificăm și să lucrăm cu ea. Da, mai este acolo o rană, mai este ceva ce nu a fost complet lucrat cu ea și vindecat, să spunem așa. Și atunci, bine, nu îți vine să spui mulțumesc celui care te-a... În momentul acela, cu siguranță. Așa. Dar dacă ești în rolul de observator, aici am reacționat, nu am răspuns. Că atunci când răspunzi,
Răspunsul este și logic, dar și cu acea armonie și claritate mentală. Este cumva, e ok, observ, trece prin, dar când reacționez, nu mai nicio gândire clară, nimic. Este impulsul. Așa, da, impulsul moment. Și reactivitatea. Dar nu ajută la nimic. Și orice ar fi, să nu cădem în vină. Da, sunt om. Da, am reacționat. Și ce am să fac? Să tai cap pentru asta și putea, ok, observă ce ai făcut. Uite, data viitoare să am eu așa note to self, știu, notiță așa pentru mine. Asta văd că are tendința de a declanșa o reactivitate în mine. Ce de fapt declanșează? Că spune, uite, n-ai făcut aia bine sau nu cred, nu-mi place de tine ceva. Păi dacă contează foarte mult că un om necunoscut, chiar unii sunt prănici la un om necunoscut, oricine, dar mai ales când e persoana iubită, doare foarte mult când îmi spune nu-i place ceva sau ești așa sau ești așa. Când copilul meu cel mic îi spunea un copil că ești prost sau mai știu ce, era foarte rănit și îmi spune, mami, mi-a zis așa. Și a zis, mami, un om dacă zice ești un tractor, tu te transformi în tractor? Nu. Dacă îți spune ești o rachetă, te transformi în rachetă? Nu. Așa și cuvântul ăla. Doar pentru că el ți-a spus că ești așa, nu înseamnă că tu ești de fapt. E tot atâta l-a dus pe el capul, mama. Ta a putut să zică. Nu înseamnă că tu de acum, wow, cine știe ce rău. Nu ai de ce să iei la modul personal. Bine, ne-a zis neapărat personal pentru vârsta lui, dar da. Înțeleagă. Atât l-a dus pe el cap, atât a putut el, dar doar pentru că a zis așa, nu înseamnă că tu ești așa, mami. Mereu îi spun, el știe, creativ, înțelept, deștept. Când cineva îi spune că ești frumos, da, știu, când ești deștept, da, știu, deci nu are problemă. Dar fiecare din noi mai suntem atinși din când în când de anumite lucruri și atunci e nevoie să-ți aduci aminte. Eu, în esența mea, nu pot fi rănit, nimeni nu poate să mă atace acolo, în esență. Și atunci, când mai apare câte ceva, revin o leacă, intră în rolul observatorului și lucrează acolo unde ești. Chiar nu e și ce dacă cineva nu e de acord cu ce spun. E ok. Și ce dacă cineva nu mă place. E ok. Da, e constructiv. Pot lucra la ceva sau sunt și persoane care comentează pentru că se simt singuri și nu au cu cine vorbi și atunci simt nevoia să iasă în evidență cu ceva. Și atunci neapărat că eu am declanșat lui propria rană care el poate lucra sau mai știu ce, buton. Dar atunci e ok. Ok, nu mă place. Ok, nu trebuie să mă placă toată lumea. Ok, nu ești de acord cu ce spun. Nu trebuie să fie de acord toată lumea. E ok. N-am să-mi schimb eu felul de a vorbi sau felul de a fi, pentru că nu este pe placă anumite persoane. Există persoane potrivite pentru fiecare public în parte, fiecare pacient, fiecare. Nu pot fi prietenă cu toată lumea, unii mă plac, unii nu mă plac, e ok. Cei care nu mă plac, cu siguranță își găsesc persoana potrivită care o plac la nebunie. E ok. E diversitate. Dar, starea de bucurie interioară, ideal ar fi să nu depindă de factorii externi. Păi nu. Să nu depindă de recunoașterea de către ceilalți și hrănirea cu cât mai multe aprecieri din partea celorlalți, pentru că sunt foarte relative. Într-un anumit moment al vieții ele pot fi la cote înalte. Exact. Un om poate fi apreciat, poate fi pe culmele succesului. Da, atunci toată lumea iubește. Da, da, omul acel se hrănește cu acea apreciere a celorlalți, se consideră poate împlinit și fericit, dar într-un moment în care acelea lipsesc, poate apărea o prăbușire. Da. Și de aceea ar fi de dorit ca acel echilibru interior să fie permanent, indiferent de. Mm-hmm. Ar fi de dorit, da, ideal. Și chiar dacă cădem și chiar dacă avem momente temporare în care am căzut și doare și nu mai avem încredere, există și astfel de momente. Dar ne putem ridica, știi, nu contează câte ori ai căzut, ci de câte ori te-ai ridicat. Și regăsește în tine puterea și bucuria. Chiar dacă nu mă mai place, acum am fost exact o persoană importantă, nu mi-a plăcea, acum sunt acolo, nu mă mai place nimeni, așa. Hai să încep cu mine, să mă plac eu pe mine. Exact, da. Hai, că doar de aici pornește tot, asta e fundația. Când eu sunt bine cu mine, pot din nou să merg cu capul sus.
Și ce dacă, da, poate am dat-o în bară, poate am greșit, așa. Mă iert. Mă iert, exact. Sunt om, mă iert, o ia de la capăt. Da. Da, putem continua emisiunea, dar cu altă ocazie. Sigur. Subiectul iertării ar fi mers foarte bine de discutat în continuare, dar timpul a trecut destul de repede și suntem la finalul emisiunii. Mulțumesc foarte mult pentru că ai fost alături de noi. Și eu îți mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit și până data viitoare eu vă doresc gânduri senine.